Între noi, frații mei, în seara aceasta au sosit, așa cum v-am anunțat aseară, frații oaspeți de la București, care au fost conduși de fratele păstor Ruben și fratele păstor Lili, care sunt din București, care au venit în seara aceasta între noi a ne aduce mesajul de bază a cuvântul Domnului și totodată în laudă și cântare cu grupul de la București. Toată biserica, tot să spunem Dumnezeu să-i binecuvânteze. Așa cum ne-am bucurat în fiecare seară cu grupul de laudă din prima seară de la Brașov, spun și acum Dumnezeu să binecuvânteze frații de la Brașov. Suntem aici împreună și am vrea ca lucrarea Domnului să fie mai departe. Să știți că în seara aceasta Domnul a rezervat pentru noi lucrări frumoase și bune. S-a stat în rugăciune și azi dimineață ne-am rugat și toată săptămâna Dumnezeu să binecuvânte toți prietenii care în seara aceasta au venit la biserică, care au venit aici în locul acesta și vreau din toată inima ca să spun prieteni, ascultători, cei care ați venit în seara aceasta, așa cum ați venit în fiecare seară, să fiți receptivi cuvântului Domnului pentru ca Duhul Sfânt să facă tăierea împrejura inimii. Credem că Domnul este acela care va lucra. Cu aceste cuvinte aș vrea ca să ne împărțim frumos, să trecem la momentul de laudă. Grupul din Arad va avea un grupaj de cântări, grupul din Brașov va avea un grupaj de cântări, grupul din București va avea un grupaj de cântări. Vrem pe toți Domnul să-i binecuvânteze. Nu uit de fratele Călinuț de la Toflea, care seara aceasta a rămas cu noi, să ne bucurăm împreună și cu el. Vrem toată biserica să spunem Domnul să binecuvânteze lucrarea lui. Amin. Ai venit din ce? De la Dumnezeu. Dar noi n-am știut și te-am prigonit. Ai venit din ce? De la Dumnezeu. Dar noi n-am știut și te-am prigonit. Cât de mare ești tu, cât de mare e mila ta pe pământ. Cât de mare ești tu, cât de mare e slava ta acum. Cât de mare ești tu, cât de mare e mila ta pe pământ. Cât de mare ești tu, cât de mare e slava ta acum. Iertare tu mi-ai dat și mi-ai răscumpărat. Cât de mare ești
Dumnezeu, dar noi n-am știut și te-am prigonit. Ai venit din ce? De la Dumnezeu, dar noi n-am știut. Se ivește solul celui necurat, Dumnezeu e tăria mea.
de duhuri celul a întunecat, Dumnezeu e tăria mea. Când tot iadul stă în picioare, pregătit pentru război, și când sufletul se-ți bate prins în cursa grea, la plec în rugăciune și aștept ajutorul slab, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu are putere ca un cer și pe pământ, Dumnezeu e tăria mea. Tot ce lume se închide este scris și în cuvânt, Dumnezeu e tăria mea. Încercarea cât de mare și se pare că mă îngroap, întunericul negru și nu mai pot vedea, deci frunte și genunchi, dar în aspre cerul lung, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea. Sufletul meu ajutor, când povara este grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea. Adăpost pentru sufletul meu ajutor, când povara este grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea. Adăpost pentru sufletul meu ajutor, când povara este grea, Dumnezeu e tăria mea. Cu toți! Dumnezeu e tăria mea. Adăpost pentru sufletul meu ajutor, când povara este grea, Dumnezeu e tăria mea. Din el, prin el, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Aleluia! Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie gloria, a lui să fie gloria, a lui să fie gloria. Iisus e Domn, Iisus e Domn și Împărat, Domn cu adevărat. Aleluia! Iisus e Domn și Împărat, Domn cu adevărat. Iisus e Domn și Împărat, Domn cu adevărat. Aleluia! Iisus e Domn și Împărat, Domn cu adevărat. A lui să fie gloria, a lui să fie gloria, a lui să fie gloria, în veci de veci, amin. A lui să fie gloria, a lui să fie gloria, a lui să fie gloria, în veci de veci, amin. Sare rom, sare rom, te quiero más. Le debes que ayuqueras, le
de vezi ca jucăras, lăsa-te la șans. Hai de tu ia prana, hai de tu ia veno, te primiște la s-o sfârto duro. Te căras budica, hai de camerii, hai de scotuho a doi lo. Hai de tu ia prana, hai de tu ia veno, te primiște la s-o sfârto duro. O de la vel, o de la vel, bala mea de avel, vocea ce se avel, bala mea de avel. Vine Iisus, vine Iisus, vine Iisus, vine Iisus, să ne ducă sus. O de la vel, din la pastoră de o de la vel, malament de avel, vocea ce să avel, malament de avel. Anacremo cea cimos, anacremo cea cimos. E ceasul deșteptării, căci în curând apare zor, e ziua revederii. Misionarul, misionarul Duhul Sfânt e dat aici pe pământ, ca să vestească tuturor venirea blândului păstor. Ca să vestească tuturor venirea blândului păstor. Aș spune cine a biruit moartea, cine a călcat peste ea, cine e leul din Iuda, scutătoria. Aș spune cine a biruit frica, Iisus, cine a călcat peste ea, cine e leul din Iuda, scutătoria. Aleluia, 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 Iisus este Domn. 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 Hai spune-mi cine într-o zi se va întoarce, Iisus, în fruntea voștirii lui, el va primi închinare. Și cerul de-a lui, hai spune cine într-o zi se va întoarce, în fruntea oștirii lui, el va primi închinare, pământul și cerul de-a lui. Aleluia.
Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Chi nu mai poți, poate e, poate e, poate e. Poate e, poate e Dumnezeu. Când nu mai poți, când nu mai poți, tu poate e, poate e, poate e. Când nu mai poți, tu poate e, poate e Dumnezeu. Tu trebuie să crezi, să crezi în Dumnezeu. Tu trebuie să-L chemi în ajutorul tău. Dacă nu mai poți, tu poate e. Când nu mai poți, când nu mai poți, tu poate e, poate e, poate e. Când nu mai poți, tu poate e, poate e Dumnezeu. Cu toți, când nu mai poți, tu poate e, poate e, poate e. Când nu mai poți, tu poate e. Glorie Domnului! Laudi-me, 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 laudi-me,
un loc ca Golgota, acolo cerul mai aproape, acolo simt iubirea ta. Din câte locuri sunt în lume, nu-i niciun loc ca Golgota, acolo cerul mai aproape, acolo simt iubirea ta. Iisuse, mai bine lângă crucea ta, acolo mă întâlnesc cu tine, acolo vindești rana mea. Mai bine lângă tine, Iisuse, mai bine lângă crucea ta, acolo mă întâlnesc cu tine, acolo vindești rana mea. Așa de dulce părtășia atunci când vii la Golgota, prezența ta mă copleșește și de acolo n-aș mai pleca. E așa de dulce părtășia atunci când vii la Golgota, prezența ta mă copleșește și de acolo n-aș mai pleca. Mai bine lângă tine, Iisuse, mai bine lângă crucea ta, acolo mă întâlnesc cu tine, acolo vindești rana mea. Mai bine lângă tine, Iisuse, mai bine lângă crucea ta, acolo mă întâlnesc cu tine, acolo vindești rana mea. Thank you.
dragi și cei iubiți din casa ta. Tu ai acolo sus pe cineva și fiecare se vechează asupra ta. Dacă cei din jur te vor uita, chiar și cei iubiți din casa ta, tu ai acolo sus pe cineva și fiecare se vechează asupra ta. Vom fi
de dureri nu vor mai fi. Acolo ne vom bucura, în împărăția sa vom fi cu el în acea zi. De dureri nu vor mai fi. Acolo ne vom bucura, în împărăția sa. Lasă-l să te atingă,
lasă-l să te atingă și vei fi liberat. Lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă și vei fi liberat. Lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă și vei fi liberat. La tine vin, Iisuse, la tine vin cum sunt. Primește-mă la tine, la pieptul tău iubit. La tine vin, Iisuse, la tine vin cum sunt. Primește-mă la tine, la pieptul tău iubit. N-am ce sta, eu n-am ce sta, Iisuse, doar inima mea. Eu n-am ce sta, eu n-am ce sta, Iisuse, doar inima mea. N-am ce sta, eu n-am ce sta, Iisuse, doar inima mea. Eu n-am, eu n-am cinsta, Iisuse, doar inima mea. Amin. Vreau să cânt și eu o cântare înainte de a vorbi din cuvântul Evangheliei, în numele Domnului Iisus Hristos, o cântare în limba romani, pe care cuvântul Domnului spune astfel: Ande Biblia le devleschi aracleomo ceacimos. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Frați și surori, numai în cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și Dumnezeu să ne dea biruință. Cei care cunosc cântarea aceasta, să laude pe Dumnezeu. Ajută-ne!
ele tu ne vor traios. Haida de la judizame. Toată biserica, tu s-a la mai baro. Tu s-a la mai baro. Tu s-a să fie Domnul. Frați și surori, stimați prieteni ai acestui eveniment plăcut în această seară,
Să nu uităm un lucru. Suntem în prezența lui Dumnezeu. Cine crede lucrul acesta că suntem în prezența lui Dumnezeu? Slăviți să fie Domnul! Spune cuvântul lui Dumnezeu, adunați unde sunt adunați doi sau trei. În numele meu, spunea Domnul, Domnul e prezent aici. Noi suntem adunați mai mult decât doi, mai mulți adunați decât trei. Știm că suntem adunați în numele Celui care dă viață. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Haideți cu ajutorul Domnului să păstrăm puțin liniștea, ca Domnul să-și facă lucrarea în această seară. Vreți ca Domnul să lucreze? Vreți ca Domnul să intervine pentru noi? Haideți să facem liniște. Să-i spunem Domnului, Doamne, sunt în prezența Ta. Doamne, sunt aici adunat în numele Tău și am nevoie de mântuire. Am nevoie de ajutor. Am nevoie de binecuvântare. Am nevoie de pace. Am nevoie de har. Am nevoie de mâna Ta la lucru. Frați și surori, eu cred că în această seară, aici, s-a făcut o lucrare frumoasă. O lucrare foarte frumoasă. Sunt cheltuieli, sunt oameni care s-au trudit, care s-au ostenit, dar eu cred că nu va fi în zadar în această seară. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Toată evanghelizarea aceasta de trei zile care ați avut-o astăzi, ieri și alaltăieri, va fi răsplătită de Dumnezeu. Cine crede lucrul acesta? Lăudați să fie Domnul! Slăviți să fie Dumnezeu! Haideți să ne păstrăm fiecare calmul, să păstrăm liniștea în inima noastră și Dumnezeu să fie binecuvântat. Lăudați să fie Domnul! Spune cuvântul Domnului, cine are inimă bună, să cânte Domnului. Și salmistul spune, cânt Domnului că mi-a făcut mult bine. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Cel mai mare bine care ți-a făcut Domnul este că ești în viață astăzi, aici, în locul acesta și nu ești pumpat de suferință și nu ești la terapie intensivă și nu ești închis la închisoare, ci ești în prezența lui Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere mare! Cu toți! Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când o gere. Evanghelia, pentru că Evanghelia, Evanghelia are putere mare! Evanghelia, pentru Evanghelia, Evanghelia nici când o gere. Și vremuri de veci ne-a fost dăruită sus în ce zrobită la calat, dar asemănare sub întregul soare s-au votat. Evanghelia, pentru că Evanghelia, Evanghelia are putere mare. Evanghelia, pentru că Evanghelia, sila sos, sila puterea,
să sunt păcat de oameni aducați, pierduți în noapte mă găseam. Dar Bunul Dumnezeu, dar Bunul Dumnezeu a iertat păcatul meu și m-a salvat cu adevărat. Eram jos în păcat, eram jos în păcat de oameni aducați, pierduți în noapte mă găseam. Dar Bunul Dumnezeu a iertat păcatul meu și m-a salvat cu adevărat. Aleluia! Iisus Hristos este Domn al Domnilor, Iisus Hristos este Rege al Regilor, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și e Salvatorul meu. Iisus Hristos este Domn al Domnilor, Iisus Hristos este Rege al Regilor, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Salvatorul meu. Evelușalom, alele, Evelușalom, alele, Evelușalom, alele. Cântăm cu toți! Evelușalom, shalom, shalom, alele. Noi v-a aducem pacea, noi vă aducem pacea, noi vă aducem pacea, noi vă aducem pacea, pacea de Dumnezeu. Fara sumeche, pacea, aleluia! Fara sumeche, pacea, fara sumeche, pacea, fara se pacea, pacea, pacea de Dumnezeu. Lasă-l! Lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă și vei fi eliberat. Lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă, lasă-l să te atingă și vei fi eliberat. O Iisus, o Iisus amar de aleluia, o penia scrisită mea. O Iisus amar de aleluia, o penia scrisită mea. Aleluia, ale, aleluia, sare. Aleluia, aleluia, saro redeghila vas. Aleluia, aleluia, slava redeghleste tas. Iubiți frați, surori, dragi prieteni ascultători, dragi oaspeți veniți din țară de peste hotare, care ați venit mai târziu, noi am început slujba în jurul orei 7, dar ați venit cu bine și vă văd între noi Biserica Pentecostală Măslinul din Arad. Coordonează și dispecerează această lucrare timp de 3 zile de vineri, sărbătoarea mulțumirii, sărbătoarea recunoștinței acelui care ne-a ajutat să trecem prin valuri, prin încercări, prin ispite, prin dureri, și mă bucur din suflet că ați luat și voi parte și ați venit între noi. Vă rog din toată inima să primiți salutul nostru cald, frățesc, prietenesc, care vi-l dăruiesc în numele fraților sfinți din Arad, acelor dragi care v-ați întâlnit astăzi aici cu ei. Salut corpul pastoral, prezbiteri, diaconi, păstori, care ați venit alături de noi la sărbătoare. Astăzi, în seara aceasta, s-a aprins jertfa de mulțumire, s-a început cu rugăciuni, s-a început cu laudă și cântare. În continuare vreau să vă simțiți bine și fiți bineveniți și binecuvântați între noi. Salut fratele, frații din Strasburg, frații din Germania, frații din Franța, frații din Bruxelles, frații din Italia,
care i-am văzut aici între noi și vreau din toată inima, iubiții mei, să primiți salutul sfânt și binecuvântat, harul și pacea lui Hristos să fie peste voi toți. Toată biserica vă rog amin. Toată biserica vă rog amin. Să știi, când ai spus amin, pacea lui Hristos intră în tine, pentru că tu chemi un singur nume care e mai preînalt decât orice nume. Ce bun ești, Doamne, n-am cuvinte de ajuns ca să spun. Ce bun ești, Doamne, că ai lucrat în viața mea minunat. Ce bun ești, Doamne, n-am cuvinte de ajuns ca să spun. Ce bun ești, Doamne, că ai lucrat în viața mea minunat. La tine vin așa cum sunt, la tine vin, Iisuse sfânt, să-ți mulțumesc că ai lucrat în viața mea. Te scund lacrimi pe o
și adăpost. Sprijin și adăpost am găsit în el. Sprijin și adăpost am găsit în el. Sprijin și adăpost am găsit în el. Fiul lui Dumnezeu. Sprijin și adăpost am găsit în el. Sprijin și adăpost am găsit în el. Sprijin și adăpost am găsit în el. Fiul lui Dumnezeu. Haideți cu toții! Da, eu mă bucur. Da, eu mă bucur. Nimeni în afară de tine, Iisuse, nu mă poate mântui. Nimeni în afară de tine, Iisuse, nu mă poate izbăvi. Nimeni în afară de tine, Iisuse, nu mă poate mântui. Bucură-te azi cu inima ta. Bucură-te azi în inima ta. Bucură-te azi în inima ta. Căci l-ai pe Mesia. Bucură-te azi în inima ta. Bucură-te azi în inima ta. Bucură-te azi în inima ta. Căci l-ai pe Mesia. Da. Astăzi cred că Dumnezeu este aici. Astăzi cred că Dumnezeu. Astăzi cred că Dumnezeu este aici. Astăzi cred că Dumnezeu. Astăzi cred că Dumnezeu este aici. Cine crede ei să cânte Domnului? Aleluia! Duhul lui, puterea lui aici.
este cu noi, că ce l-a spus, că ce este cu noi. Duhului, Duhului puterea lui ai. Duhului puterea lui ai. Duhului puterea lui ai. Că ce l-a spus, că ce este cu noi, că ce l-a spus, că ce este cu noi. Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu ne vindecă. Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu ne vindecă. Astăzi cred că Dumnezeu este aici. Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu este aici. Astăzi cred că Dumnezeu, astăzi cred că Dumnezeu este aici. Duhul lui, puterea lui ai. Este cu noi, că ce l-a spus, că ce este cu noi. Duhului, Duhului, puterea lui ai. Duhului, puterea lui ai. Să fie Domnul. Avem făgăduința cuvântului lui Dumnezeu în care spune: în orice loc va fi chemat numele meu, mă voi cobori la tine și te vei binecuvânta. Fiecare dintre noi în această seară avem nevoie de binecuvântarea Domnului și promisiunea Domnului este că este cu noi aici și ne binecuvintează, slăvit să fie Dumnezeu. Vreau doar în scurte cuvinte să am o motivație pentru rugăciune și m-am gândit ce motiv să aduc în această seară pentru poporul Domnului Iisus Hristos, pentru Arad, pentru București, pentru România și pentru întreaga biserică mondială de pe pământul acesta. Și m-am gândit la cuvântul lui Dumnezeu în care este scris în Romani, capitolul 13. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să dau citire cuvântul lui Dumnezeu și apoi câteva gânduri și ne vom ruga înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să lasă El îndurarea Lui peste noi. Și cu aceasta, cu atât mai mult, cu cât știm în ce împrejurare ne aflăm, este ceasul să ne trezim în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am primit. Noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii, slăvit să fie Dumnezeu. Aș vrea ca Domnul să aducă trezire în Arad. Sunteți de acord, frați și surori? Slăviți să fie Dumnezeu, pentru că mântuirea Domnului este mai aproape de noi decât atunci când am primit. Și strigă omului Dumnezeu în Faptele Apostolilor și spune: în nimeni altul nu este mântuire
decât în numele Domnului nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie Dumnezeu. În acest nume suntem noi astăzi aici și cerem și proclamăm numele Lui peste adunarea din locul acesta. Cerem și proclamăm numele Domnului Iisus Hristos peste toată slujba din locul acesta și robul Domnului, fratele Ruben, care se va ridica să vestească cuvântul Domnului, să aibă autoritate, să aibă putere ca noi, cei care suntem prezenți aici, să primim bucuria din bucuria lui Dumnezeu și cei care încă n-au primit mântuirea, să primească mântuirea. Ne ridicăm înaintea Domnului și am rugat pe Domnul ca Domnul să facă trezire în Arad, să aducă trezire Domnul în România, să aducă Domnul trezire în mijlocul poporului nostru rom, să dea Domnul bucurii mari ca noi astăzi, astfel, să primim din mântuirea lui Dumnezeu cei care îl cunoaștem și cei care îl cunoaștem binecuvântat să fie Dumnezeu. Aș dori ca toți care sunt în prezență aici, ridicați pe picioare, să spunem Domnului: Doamne, sunt aici oameni care nu te cunosc și a venit vremea să se trezească în sfârșit din somn, să primească mântuirea. Amin? 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 Tată Sfânt, haideți să ne rugăm. Dumnezeul lui Israel și Dumnezeul vieții noastre, este nevoie de mântuire în Arad, este nevoie de mântuire în București, este nevoie de mântuire în Europa, Doamne, este nevoie de mântuire pretutindeni, Doamne. Tu ești Dumnezeu și noi cerem din mâna Ta. Cheamă oamenii la mântuire în această seară, lucrează Tu, dă biruință în numele Tău, Iisuse, trimite ajutor prin cuvântul Tău și robul Tău care se va ridica în numele Tău, vorbește Tu prin gura Lui. Umple-L de Tine că ești Dumnezeu. Umple de Tine, Doamne, Tată Sfânt, și răsplătește cu viață veșnică celor ce s-au cheltuit, celor ce s-au trudit în această seară să facă locul acesta, Doamne. Te rugăm frumos, trezește, Doamne, toți romii din România, trezește, Doamne, toți romii din Europa, trezește, Doamne, toți romii de pe întreg pământul, trezește, Doamne, și românii, și maghiarii, și nemții, și orice naționalitate, trezește-o Tu la o realitate sfântă. Și îți mulțumim, Iisus, și Te lăudăm că vei face, Doamne, este ceasul în sfârșit, să ne trezim, Doamne, din somn, căci mântuirea este acum aproape de orice inimă, de orice gând. În numele lui Iisus, Tată, Te lăudăm și Te binecuvântăm în veci. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Am rugămintea, cu tot respectul, cu toată dragostea, să ne ridicăm pe picioare și solicit fratele Iovița din Germania, fratele păstor Mihai din Strasburg, Franța, să mijlocească și să aducă și ei cu noi împreună un mulțumesc pe altar la Iisus că a fost Domnul cu ei. Fratele Ioviță, fratele Mihai, pastorul din Strasburg, să fie aici lângă noi. Rog frumos, haideți! Fratele Iovița din Germania. O Domnul Iisus, te avel tumența sau rânța, pe necu sau ramin. Amin! Amin! A Iisus, te trai la îngeamărăile ca mesam rom. Părintele al păcii și al îndurării, vin înaintea Ta cu mare recunoștință să mă înalți glasul înaintea Ta, Doamne, iar Tu apleacă-ți urechea la strigăcile mele și de data aceasta. Binecuvintează locul de unde chem numele Tău, binecuvintează strângerea noastră, Doamne, binecuvintează cântările, Doamne, binecuvintează frații noștri care au venit în depărtare, frații noștri de la București, Doamne, care Te laudă cu cântări, Doamne, care vor vesti Evanghelia, cuvântul Tău, Doamne, cercetează, mângâie, eliberează Tu, Doamne,
Doamne, ca noi să fim cercetați, mângâiați în numele Domnului Iisus Hristos. Iisus, ascultă-ne, Doamne, iar la plecarea noastră să spunem că Tu ai vorbit, Doamne. Acarați tutut, acarați prezența, acarați autoritate, că autoritatea Duhului Sfânt, cercetisar, mângâisar, eliberisar, vindechisar, am poporul ca-i mântuire, am are rom geula, ca-i prin genentul, ca-i ci prin genentul, cărle ce vene am are pral, ando Cristoso, ca-n dacă o gea cărgel pe strângerea cage, ce ven ce prin genentul tut, hai te cărăn legământul tu sa, iar lângă nava, ce ven scrime, ando lirăl geulesco, hai să argi casa mea ca ce, să arma la geama mea ca ce, e întâlnirea ca ce, ca ce ce de casa mea vii, opră, ange împărăție, am arătat geschi, că am arătat la gele Iisusos, hai pendea ca ce, mejea opră, ce rol dau tu mengă, ătan, hai ca n-am bol dau parpale, ce lau tu me manța ca ai sâme, ce ven vitume, o gel ce binecuvintil, seama ro neamo, o romano, rugisaile mandoana vălgeul, îl dagesco, îl șevesco, hai o Duhul Sfânt, o gel te binecuvintil tume. În primul rând, mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne aflăm în după masa aceasta la părtășie. Eu niciodată n-am avut ocazie să fac o mulțumire înaintea atâtea frați și unde ne aflăm cu prietenii noștri. Eu vreau să spun ca bunul Dumnezeu să lasă pacea și dragostea peste toți care suntem strâns aici. Dumnezeu să lasă slava și cinstea Lui. Dumnezeu să lasă dragostea Lui peste noi. Și vreau să vin cu o mulțumire. Dumnezeule Tată scump, vreau să-ți mulțumesc pentru ziua aceasta minunată. Îți mulțumesc, Tată Iisuse, că pentru și ziua de astăzi ai mai pus o zi la viața noastră. Îți mulțumim, Tată, pentru călăuza și slava Ta. Îți mulțumim, Tată, pentru pacea Ta. Îți mulțumim pentru dragostea Ta. Îți mulțumim pentru părtășia Ta. Dumnezeule, Tată scump, Tu cunoști fiecare persoană, Tu cunoști fiecare gând, dar Tu, Doamne, să lași slava și gloria, să lași cinstea Ta, să îndepărtezi orice duh, orice slăbiciune, să îndepărtezi, Doamne, orice răutate și lași gloria Ta, să lași cinstea Ta, să lași slava Ta. Tu, Doamne Iisuse, Te rog, Tată Iisuse, ajută-ne, Doamne, Te rog, Tată, fiecare care a venit cu cerere, Doamne, acolo unde este nevoie, Tu, Doamne, să lași rezolvarea. Îți mulțumim, Doamne, pentru musafiri, îți mulțumim pentru prieteni, pentru frați, pentru surori. Te rog, Tată, în seara aceasta, Tu să lucrezi la fiecare caz, Tu să lucrezi la fiecare suflet, Doamne. Te rog, Tată Iisuse, am venit din depărtare, am venit mulți din străinătate. Te rog, Tată, să lași, Doamne, pacea și dragostea Ta, șederea noastră în țara aceasta, să fie sub ocrotirea Ta, Doamne, să fie sub slava Ta, să fie sub gloria Ta. Te rog, Tată Iisuse, și la poporul nostru, Doamne, să lași mângâiere, slavă, unitate, cinste și tot ce se face, Doamne, să se facă în numele Tău. Te rog, Tată Iisuse, lasă ca în fiecare an, Doamne, să avem o unitate, o părtășie. Trăiască numele Tău, trăiască gloria Ta, mărească-se cinstea și onoarea Ta. Te rog, Tată Iisuse, lasă bunătatea și slava Ta peste noi. Tu ne cunoști, Doamne, sufletul, ne cunoști mintea, dar te rog, Doamne, dă-ne putere să fim mai buni, să fim învingători pentru cuvântul Tău, pentru gloria Ta. Îți mulțumesc, Tată, în numele Tatălui, Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Aleluia! Thank you.
așteaptă în vădări împărăția, voi să vă bucura. Lăsați bucuria să vină, ea trece cu voi și ave. Așa-i bucuria divină, te umple de sfinte putere. Lăsați bucuria să vină, ea trece cu voi și ave. Așa-i bucuria divină, te umple de sfinte putere. Trezește pe tu, asărină, și suflet și lucru trezi. Și arfă și tu, alăută, cu toate într-un glas vă uni. Căci Tatăl găsește plăcerea în Fiul cel vesel mereu. Ce-și demul și multă lumere pe umeri câte. Amarul și îngrijorarea vor trece de parcă n-au fost. Tarea va pune pe fugă întreia dulce furios. Lăsați bucuria să vină, ea trece cu amor și ave. Așa-i bucuria divină, te umple de sfinte puteri. Lăsați bucuria să vină, ea trece comor și ave. Așa-i bucuria divină, te umple de sfinte puteri. Și atât de vreme
slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Și toată adunarea să spună amin. Și știți pentru ce? Eu, voi de acolo, voi la fel, voi și frații, suntem aici astăzi în viață pentru un singur fapt. Și cei care s-o socotesc mai bun, măcar că nu sunt, și cei care se cred mai răi, mai păcătoși, toți la oaltă, suntem aici pentru că a vrut Domnul să fim în viață. Și uitați-vă la voi, și uitați-vă la voi, și uitați-vă la mine. Ziua pe care ne-a dat-o Dumnezeu în dar fără să ne coste nimic. N-ai plătit pentru această zi nimic, n-am plătit nimic pentru această zi. N-am muncit nici unde. N-am plătit nici o taxă să fim în viață astăzi. Și astăzi, mulți dintre noi n-am vrut să fim aici. Iar astăzi întâlnirea noastră nu e la voia întâmplării, e hotărâtă de Dumnezeu. Pentru că El în această zi vrea să atingă inimile noastre, să ne dea pacea, bucuria și liniștea de care avem nevoie, pentru că mulți ne tulburăm viața, au trecut ani peste noi, au trecut zeci de ani peste noi, s-a dus tinerețea noastră în zadar pentru un singur fapt. Vrem ca în această lume să fim numărul unu, să fim cei din tâi, noi, familiile noastre, copiii noștri, bisericile noastre, slujitor, comitet, păstor, prezbiter, dăm din coate să fim pe locul întâi. Să avem mașinile cele mai frumoase, să avem îmbrăcămintea cea mai frumoasă, să fim cei din tâi, când intrăm noi, să se așterne covor roșu înaintea noastră. Când venim noi, să se facă simțită prezența noastră. Așa suntem noi, toți, fără excepție. Ăsta e păcatul din noi. Iar acest păcat a luat ființă noi când diavolul a înșelat omul. Pentru că diavolul a vrut să fie cel din tâi și să ia locul lui Dumnezeu. Și în momentul în care păcatul a intrat în om, s-a transmis din generație în generație, în generație, în generație. Cea care va înțelege cuvântul din această seară pe care am să-l citesc, nu va mai alerga în zadar, nu-și va mai chinui sufletul degeaba, că oricum nu va reuși. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos! Nimeni nu-i de vină, nu te fac vinovat, nu tu, nu eu, nu noi, păcatul din noi, firea, păcatul din noi, poftele care se luptă în trupul nostru, nimeni nu-i vinovat, păcatul din noi s-a transmis din generație în generație, ne-am născut în felul acesta. Singurul care ne poate elibera și dea pacea, liniștea, și poate să atingă mintea, și poate să dea lumină, să dea la o parte umbra care ne întunecă mintea și ne robește în felul acesta, pentru că uite, de când vrei să faci cu tare lucru și nu reușești? Și de ce? Locul întâi, auzi ce spune Scriptura. Am să citesc cuvântul Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu care este viu și lucrător. Cuvântul lui Dumnezeu care nu-i lipsit de putere. Cuvântul lui Dumnezeu care-i duh și viață. Îl iubesc. Nu există frumusețe când guși din această carte sfântă care este cuvântul lui Dumnezeu care transformă vieți, caractere, care dă direcții clare, care motivează viața oamenilor pentru ce să trăiască pe pământ. Cuvântul acesta este adevărat și vă rog să urmăriți cuvântul Domnului. N-am să vă ridic sus, dar vă rog să urmăriți. El spune cuvântul Domnului, Apostolul Pavel despre Coloseni, capitolul 1, versetul 13, la 18, până la 19, ca să finalizăm. Vă rog să urmăriți cuvântul Domnului. Și ceva, știți că Dumnezeu
este drept și sfânt? El a spus odată, pe cei ce mă cinstesc îi voi cinsti. Nu l-a auzit pe Ruben. Ruben e nimeni, e zero, e gunoi, e pleavă. Știu cine sunt înaintea Domnului. Sunt astăzi că a vrut Domnul. Mărturisesc spre rușinea mea. Mi-a fost greu să vin la drumul acesta și cât pe cei să nu vin. Dar mi-am dat cuvântul. Și când îți dai cuvântul, trebuie să ți-l onorezi indiferent. Pentru că am avut o întâmplare nefericită, ne-a obosit drumul. Și parcă astăzi, vă mărturisesc în numele Domnului Iisus, suntem mirați, frații care am venit nici un pic de oboseală. Totul a mers minunat și în această dimineață ne-am bucurat. Și suntem aici pentru că vrea Domnul. Vă rog să vă uitați la Domnul Iisus Hristos, care este frumusețea desăvârșită. Eu poate voi vorbi mai tare, poate voi greși în cuvânt, intenția mea nu-i să-i deranjez, este doar să vă încurajez să vorbesc cuvântul Domnului, pentru că într-o zi voi sta înaintea lui Dumnezeu și voi da socoteală pentru această zi. Pentru aceasta salut inițiativa, slujitorii Domnului, toți cei care nu vă vedeți aici în față și ați așezat un scaun, Dumnezeu vă va răsplăti. Toți cei care nu s-au scris numele vostru pe listă, să dați un ban, Dumnezeu vă va răsplăti. Ochiul celui care e sfânt vede toate lucrurile și un pahar cu apă nu-l trece cu vedere, pentru că El e Dumnezeu, nu-i ca mine, nu-i ca tine, nu-i ca noi, El e Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este, vă rog să urmăriți, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii, El este începutul cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca, și subliniez, în toate lucrurile să aibă întâietate, locul întâi, numărul 1. În câte lucruri, fraților, prieteni, slujitori și tot ce-i prezeți, în toate lucrurile să aibă întâietate. Dar cine a hotărât aceasta? Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Glorie Lui! În această seară, pentru cei care până acum au dat din coate, au făcut planuri, au gândit, s-au stat și au gândit pentru viitor, pentru familii, copii, pentru cei care în inima lor a mocnit această dorință de a ieși în evidență, de a fi pe locul întâi, vă spun, frați, prieteni, în numele Domnului Iisus, nu veți reuși și nu voi reuși. Pentru că locul întâi este dat Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea Lui să locuiască în El, glorie Lui. Am să vă arăt trei tablouri din această seară în numele Domnului Iisus Hristos și veți vedea credincioșia Lui Dumnezeu, cum gândește Dumnezeu, nu ca oamenii, dar de ce i s-a dat Domnului Iisus Hristos întâietatea, dreptul de a avea locul întâi. Pentru că El s-a dezbrăcat de slava Lui. A știut că mai mare decât El este Tatăl. Și a zis, mă duc la Tatăl, că El este mai mare decât mine, binecuvântat să fie numele Lui cel Sfânt. A venit în lumea noastră, s-a făcut El ascultător, s-a smerit El pe sine însuși. De aceea spune Biblia că Dumnezeu ne-a înălțat nespus de mult și a dat numele. Nu ca și cum ar fi încă un nume, i-a dat un nume, i-a dat numele, care nu mai există altul, numele de Domn și numele Lui cei din cerul, de pe pământ, de sub pământ, se pleacă înaintea Lui și orice limbă trebuie să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu că Iisus Hristos este Domnul, glorie Lui. De la început, Adam și Eva l-au născut pe Cain și pe Abel. Adam și Eva l-a născut pe Cain și pe Abel. Și fiecare dintre ei spune cuvântul lui Dumnezeu că au adus câte o jertfă Domnului. Au dăruit câte ceva Domnului.
Cain era plugar, iar Abel era cioban, păstor. Binecuvântat să fie Domnul! Și vă rog să urmăriți cuvântul lui Dumnezeu. În Geneza, capitolul 4, sper să nu fie atâta curent cât să permit să țin fila Bibliei, spune așa, vă rog să urmăriți, după o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Amin. Observați că fiecare dintre ei a adus câte o jertfă Domnului, spre unul cu numele de Abel și spre jertfa lui ce a dăruit el Domnului, Dumnezeu a privit cu plăcere. Spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. De ce? Pentru că uitați de ce, iubiți frați și surori, tineri, părinți, frați slujitori, toți ne gândim la noi, la viața aceasta. Pe locul întâi, fraților, surorilor, tinerilor, punem faptul să ne căsătorim, să luăm pe cutare, să ne luăm o mașină, o casă, să ne facem un viitor. Biblia spune aici că Cain nu era interesat de Dumnezeu. Măcar că Dumnezeu i-a dat viață și zile. El a adus și el o jertfă Domnului, a dat și el ceva Domnului, dar se pare că degeaba, în zadar, degeaba. Că n-a privit Domnul cu plăcere nici spre el, nici spre jertfa lui. De ce? Pentru că uitați ce spune cuvântul Domnului. După o bucată de vreme, după un timp, Cain a zis, să-mi fac și eu un tip pentru mine. Și asta a trecut un timp. Și apoi voi face și pentru Dumnezeu. El prima dată pentru el. Așa gândim noi oamenii. Pentru noi, pentru familiile noastre. Unde duci acum la ora asta la evanghelizare? Unde te implici? Să vii, să-ți pierzi trebuiați familia. Du-te, plimbă-te, distrează-te, pleacă nu știu unde, fă-ți afacerea. Vreau să vă spun că toți cei care au spus pe locul întâi în această seară, lucrarea aceasta numele Domnului Iisus, ochiul celui din ceruri, privește și va răsplăti. Binecuvântat să fie numele Lui cel Sfânt. Și el a ajuns după un timp, jertfă pentru Domnul, un dar pentru Domnul. Erau tineri, tinerilor. S-au gândit, cum spun tinerii, păi acum să mă pocăiesc, să-mi pierd tinerețea, întâi să mă căsătoresc și eu, să mă distrez și când voi ajunge mai bătrân încolo, mai voi avea timp și de pocăință. Știi că ziua de mâine nu se știe dacă e a ta? Astăzi este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Slăvit să fie Domnul Iisus! Uitați-l pe Abel. Abel a adus el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, mărit să fie Domnul. De care jertfă a adus Abel Domnului? Auziți, din oile întâi născute. Primul câștig, primul dar, munca lui, sudoarea lui, investiția lui, timpul lui, transpirația lui, munca lui. Aștepta rod, cum fiecare dintre noi facem investiții și când investești vrei să ai rezultate, să ai câștig. Muncești pentru aceasta și spui, se merită să merg mii de kilometri, se merită să mă chinuiesc puțin, să muncesc puțin, să investesc, să risc puțin, pentru că știu că voi câștiga. De-abia aștept să iei câștigul, să-ți împarți bucuria cu familia, cu cei dragi, cu prietenii, să spui realizarea ta. Abel
adus oile întâi născute, primul rod al lui, prima bucurie a lui. Vă aduceți aminte de primul câștig în viață care l-ați avut, cât de bucuroși ați fost și cât de bucuroși am fost? Că am realizat și noi ceva, am reușit să facem și noi. Și în loc să mergem să ne cheltuim, să ne distrăm, să ne bucurăm noi de el, cine ar face primul câștig? Investești 10.000 de euro să câștigi 1.000 de euro și pe ea să-i împrumut, să nu fii atei. Prima ta 1.000 de euro, prima ta 100 de lei, primul milion, primul ban, să-l dai Domnului. Greu. 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 El și-a dat bucurie, prima bucurie, din oile întâi Domnului. Și auziți, Domnul a privit cu bucurie și spre el, spre gestul lui, spre atitudinea lui, spre respectul lui, spre cinstea lui care i-a dat-o Domnului și spre cheltuiala darului oile lui întinescute. Și Dumnezeu a privit cu plăcere și s-a scris și a rămas în istorie lucrul acesta. Binecuvântat să fie Domnul Iisus, trăiască numele Domnului! Ești gata? Sunt gata? Nu e așa că ni se umple fața de rușine? Dar acum să mai mă duc la adunare, las că mă duc data viitoare. Dar acum pui mâna să dai, nu știu, 100 de euro, 50, știu eu, de euro, 1 milion, 500 de mii și până scoatem mâna din buzunar, ne trezim cu 1 leu sau cu 10 lei să dăm sau cu 5 lei. Și vorba pentru Domnul, pentru că orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, trebuie făcut pentru Domnul, în numele Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul Iisus. Vă aduc aminte și nu mai citesc și vreau să urmăriți. Ahaz, unul din împărații lui Israel, s-a dedat la idolatrii, la dumnezei străini, la păgâni, la obiceiurile neamurilor, a închis casa Domnului, ușile casei Domnului și a dus jertfe altor dumnezei străini și a trăit în felul acesta, un idolatru, în tradiții, în obiceiuri, că așa a moștenit el, că așa i-a plăcut lui. Și moare și intră la împărăție fiul lui Ezechia, aleluia! La 25 de ani, acest tânăr, ascultați tinerilor, la 25 de ani ajunge împărat, aleluia lui Dumnezeu, credincioșe Domnul. Dați-mi voie să vă spun că tot ce faci pentru el, notează Domnul în cartea lui specială, în cartea de aducere aminte. Știți că Domnul Iisus e prezent aici? Cine crede că Domnul Iisus e prezent aici? Cel ce crede, ferice de el. Că Dumnezeu onorează credința celor care cred în felul acesta, binecuvântat să fie Domnul Iisus. La 25 împărat, Doamne, s-a pus pe genunchi omului Dumnezeu, l-a uns cu sticluța de unde lemn pentru împărat. El de acolo pe genunchi se roagă lui Dumnezeu, măcar că tatălui era un idolatru, se ridică de acolo. Oamenii fac o paranteză, când ajung primari, oamenii când ajung președinți, oamenii când ajung să împlinească o vârstă, știi ce fac? Dau petreceri, cheamă lăutarii, cheamă muzicanții, întind mesele, merg la restaurante și vin toți și îl bagă în seamă și îl felicită și dă mâna cu el. Auziți ce face acest tânăr? În prima zi, în prima lună, în ziua din tii, în ziua din tii a săptămânii, în ziua din tii a lunii, în primul an, se ridică de acolo după genunchi, nu s-a ridicat bine, și când se întinde mâna să-l felicită toți, el fuge spre casa Domnului și primul lucru care îl face, deschide ușile casei Domnului. Aleluia! Auzi, în prima zi,
la 25 de ani, când dacă ar fi fost vreunul dintre noi împărați președinte, ar face sărbătoare, distracție, petreceri și așa mai departe. Tânăr la 25 de ani și tatălui n-a lăsat în urmă un caracter de pocăit, un caracter sfânt, un caracter de slujire și de frică de Dumnezeu. S-a adus jertfe trăind dumnezeilor străini, s-a închinat la alți dumnezei, a adus lucruri și a spurcat casa Domnului, a închis templul lui Dumnezeu. Leviții care aveau obligația, datoria să se ocupă cu casa Domnului, preoții nu erau gata, s-au dus și-au luat pe nepregătite și-au dus și-au deschis case, ușile casei Domnului, a curățit casa. 16 zile, erau atâtea lucruri murdare în casa Domnului, în templul Domnului, a eliberat pe deplin până a făcut curățenie deplină. Ce grijă avea acest om, acest tânăr! Lucrarea lui Dumnezeu, pe Dumnezeu, închinarea, slujirea, nu tinereța lui, nu funcția lui, nu de acum împărat în țară să facă tot ce vrea. Numai că au trecut anii peste el. M-auzi? M-auzi? Ascultă-și cuvântul Domnului. Au trecut anii peste el și a îmbătrânit și el. Și Dumnezeu a notat această faptă. Și vine prorocul în casa lui și zice, pune-ți casa rânduială că vei muri. Nu că era păcătos, ci Dumnezeu n-a vrut să-l ia prin surprindere, să rămână familia neorganizată, lucrurile neorganizate. A vrut să-l pună în gardă, să pregătească, să lasă lucrurile în liniște și apoi să plece. Și când a auzit cuvântul Domnului, i-a spus Isaia, profetul, pune-ți casa rânduială că vei muri negreșit. A plecat profetul, prorocul și el. Se întoarce spre Dumnezeu, spre perete și începe și plânge și spune, Doamne, aleluia, adu-ți aminte. Adu-ți aminte că am făcut ce este bine înaintea ta și am lucrat cu credincioșie înaintea ta. Aleluia, trăiască Domnul, mărit să fie numele Lui. Trăiască Dumnezeu pentru credincioșia Lui. Și Dumnezeu, care e credincioș, și-a adus aminte. Pentru că El nu uită, n-are slăbiciunea aceasta să uită. Eu uit binele care mi-l faci, tu uiți binele care ți-l fac. Noi uităm. Dumnezeu nu uită gloria Lui. Spune acolo un cuvânt în cartea lui Iov, arată-mi cui sunt dator ca să plătești, sub cer totul este al meu, până și tu și eu și tot ce este al lui Dumnezeu, gloria Lui. Și ajunge profetul până în curte și zice, auzi, du-te, întoarce-te înapoi. Pe cum, Doamne, vorbește într-un fel și apoi altfel? Nu! Zice, du-te, întoarce-te înapoi și spune că i-am văzut lacrimile. Aleluia! Trăiască Duhul Sfânt! Trăiască numele lui Dumnezeu! Dar de ce ți-ai adus aminte, Doamne? Mi-am adus aminte că măcar că tatălui era un idolatru, a închis ușile casa Domnului, să nu mai meargă poporul să se închină, a mai adus jertfe lui Dumnezeu și era responsabil. El, tânăr la 25 de ani, în loc să meargă să se distreze, să petreacă, să cheme lăutarii, muzicanții, să cheme, să facă sărbătoare, el s-a dus direct, s-a ridicat de acolo și când să-l felicite, au rămas mulți cu mâinile întinse. S-a dus și a deschis ușile casei Domnului, a făcut ordine, a pus din nou pe leviți, pe preoți, să facă din nou slujbă în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu care e credincios, trăiască numele Lui în veci de veci. A notat aceasta și când a venit momentul greu în viața lui, când se plece din lumea aceasta, Doamne, adu-ți aminte, dați-mi voie să vă spun că toți banii care există în lumea aceasta, tot tezaurul din lume, nu se poate cumpăra o secundă. Ce mult aș fi dorit și eu. Sunt dintr-o familie de 13 copii, cel mai mare dintre ei. Să mai am 3 secunde, 5, să mai schimb cu mama o vorbă înainte să plece din lumea aceasta. Ce mult mi-aș fi dorit să mai vorbesc cu mama mea 10 secunde, să-mi lase un cuvânt să-mi spună. Ce mult ai mai fi dorit să vorbești poate cu mama ta, cu tatăl tău, cu fratele tău, cu copilul tău, să mai vorbești puțin, 5 secunde, 10 secunde, să-ți las o vorbă. Dumnezeu prelungește viață. O spun în toată autoritatea lui Dumnezeu în această seară pentru cei care cred că Domnul îi va vindeca, îi va vindeca Domnul. Pentru că El vede ce nu văd eu și ce nu vezi tu. El în această seară va ridica, va mângâia.
El va aduce pacea și liniștea și va atunge multe inimi și minți, că locul întâi al Lui, El a făcut întâi, în ziua întâi, înțelegeți, în ziua întâi, în luna întâi, în primul an al Lui, s-a dus și a pus la dispoziție viața Lui și a lucrat pentru Lui și Domnul și-a dus aminte. Și a zis, du-te și spune că i-am văzut lacrimile, spune că i-am prelungit viața cu 15 ani. Vreau să mă apropii de încheiere cu un ultim tablou. Și ascultați cuvântul Domnului. A fost o femeie, ascultați surorilor, nu știu, poate ești aici în această seară, eu nu te știu, dar Dumnezeu te știe. Și în această seară n-ai venit la voia întâmplării. Poate ești judecată, ești cântărită, ești disprețuită, ești batjocorită de cei din jur, se râde de tine, se face glume pe seama ta, te disprețuiesc, toți cei care te văd. Era o astfel de femeie, o astfel de persoană, numele ei era Maria Magdalena. Maria Magdalena. Când toți aud despre ea, au o părere, au o informație greșită despre această femeie, despre această persoană. Și vă rog să urmăriți cuvântul Domnului. În Evanghelia după Ioan, capitolul 20, cuvântul Domnului ne arată și am să citesc. Toți au râs de ea, toți au cântărit-o. Iisus Hristos n-a judecat-o, n-a cântărit-o. Când l-a căutat pe Domnul Iisus Hristos și a venit și s-a recunoscut că e vinovată, că e păcătoasă, că e greșită și a plâns la picioarele Domnului Iisus Hristos, Domnul s-a îndurat de ea. Domnul s-a îndurat de ea. Numai că Biblia spune curând după aceea, Iisus mergea din cetate în cetate și vestea cuvântul lui Dumnezeu și printre ei era și Maria Magdalena, din care Domnul scosese 7 draci, 7 duhuri care o chinuiau, care o stăpâneau, care o munceau, care o istoveau, care o stăpâneau. Și Iisus Hristos a eliberat-o de acești demoni, de aceste patime, de această muncă care era muncită și n-avea pace și n-avea liniște și bucurie. Auzi despre Domnul Iisus că este unul și atunci cuvântul acesta, cartea lui Dumnezeu care are putere, a stârnit, a declanșat în ea, i-a atins mintea, i-a atins inima și a avut un moment de luciditate că Iisus poate să o elibereze, să o mântuiască, să o aducă bucuria în viața ei și motivația de a trăi pe acest pământ. Și l-a urmat pe Domnul Iisus până a murit Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus vorbea Domnul Iisus, predica și spunea despre moartea Lui și ucenicii care umblau cu El nu erau interesați de moartea Lui, ei erau interesați care să rămâne în locul Lui, care să fie cel mai mare. Auziți? Repet, nimeni nu-i vinovat, ne-am născut cu păcatul acesta. Ucenicii El le povestea despre suferințele Lui, despre patima Lui, cei care erau aproape lângă El și ei, între ei erau o ceartă pe drum, că vreau care să rămâne cel din tâi dacă pleacă El. Ce dureros! Moare Iisus, cel care a fost băgat în seamă, datorită Lui au intrat în anumite case și acum între ei probleme, ceartă, discuții. Și le-a întrebat Domnul Iisus, ce a fost, ce ați discutat pe drum? Și au tăcut că pe drum se certa, se spune cuvântul lui Dumnezeu, care să fie cel din tâi. Iubiți slujitori, frați ai Domnului, cel din tâi e dat Domnului Iisus locul. Și ce a zis marele om al lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul, măcar că Domnul Iisus a declarat despre el că născut din femeie nu este niciunul mai mare ca el. Și ce a spus acest om? Eu trebuie să mă micșorez, să mă fac mic. Auzi? Eu trebuie să mă micșorez, să mă fac mic, ca el să crească. Aleluia! Cât te micșorezi? Cât ești gata să nu produci ceartă și discuții în biserică și în comitet și rupere? Să te dai la o parte și să lași pe altul, să cazi pe locul doi voit. Că locul întâi al Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a vrut ca în El să locuiască toată plinătatea. Auziți ce face această femeie? Auziți surorilor care vă rugați în taină pentru predicatorii din biserică, pentru slujitori și nu vă vede nimeni și postiți. Auziți voi care din umbră ajutați lucrarea lui Dumnezeu și sprijiniți lucrarea lui Dumnezeu.
A murit Domnul Iisus și vă rog să urmăriți lucrul acesta. În ziua din tia săptămânii după ce a murit Domnul Iisus Hristos, Maria Magdalena, Ioan 20:1, s-a dus dis de dimineață, pe când era întuneric, la mormânt. Aleluia! Aleluia! Nu, parcă nu sună chiar așa în care să ne facă să gândim, dar haide să urmărim. Toată noaptea n-avea liniște, nu mai avea somn. Se gândea la Domnul Iisus, la Cel care a eliberat-o de povara păcatului, la Cel care a dus bucuria mântuirii în viața ei, la Cel care a eliberat-o de 7 demoni, de 7 draci, spune Biblia. Toată noaptea aștepta, aștepta să se facă zi, aștepta, aștepta să se facă zi. Și cuvântul Domnului se spune că Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era întuneric, pe când era încă întuneric. Să te duci la un mormânt când încă e întuneric, la miezul nopții aproape, prima secundă dis de dimineață, primul lucru, toată noaptea s-a învârtit în pat, nu mai avea răbdare și a ieșit cu dorința în suflet să meargă la mormânt la Domnul Iisus. N-a interesat-o. Și fac o paranteză. Uitați, uitați ce diferență între ucenicii care au umblat cu Domnul Iisus Hristos. Versetul, cuvântul lui Dumnezeu spune aici în versetul 19 și vă rog să urmăriți. În seara aceleia zile când a înviat Domnul Iisus Hristos, cea din tia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, s-au adunat într-o casă, într-o cameră, ușile închise, ferestrele închise de frica iudeilor. Să nu cumva să se descopere că sunt pocăiți, că au umblat cu Domnul Iisus, că sunt ucenici. Ce contrast, ce diferență între ucenici, între apostoli, care ei se cred uneori oamenii mai importanți decât alții. Talus! Pentru că important e pentru Dumnezeu nu cine se laudă singur, ci pe acela pe care Domnul îl laudă. Măriți să fie Domnul! De multe ori avem impresia că păstorii, presbiterii, diaconul, comitetul, prorocii, cei care cântă, sunt cei care au întâietate și am dreptul să stea în față și lor li se atribuie cinstea. Și din pricina aceasta, mulți stau înapoi de la pocăință. Pentru că în viața noastră trebuie să se vadă Domnul Iisus Hristos, omul lui Dumnezeu, când a înțeles de cine-i chemat, cui slujește, cine l-a trimis, când își știe dreptul, locul, chemarea, știe cine-i stăpânul, ca Ioan, eu trebuie să mă fac mic, ca el să crească. Ei închiși în casă, în cameră, să nu se descopere că sunt uceniți, că aveau în vedere viața lor, nu viața Domnului Iisus. Ea, o femeie, cea care a scos Domnul din ea 7 dragi, dis de dimineață, n-a interesat-o. Că acolo erau soldații care păzeau mormântul Domnului Iisus. Că se va descoperi că e o uceniță, că e o pocăită, că e una care a urmat pe Domnul Iisus, n-a interesat-o. Dorința inimii ei, iubirea pentru ea, dragostea pentru Cel care a eliberat-o de povara păcatului, era de acum pe primul loc. Domnul Iisus nu interesa dacă se descopera și era expusă să fie și ea omorâtă, că doar a umblat cu Domnul Iisus, ucenicii s-au ascuns. Și când a ajuns acolo, Iisus nu mai era în mormânt, înviase. A văzut piatra dată la o parte și a început să plângă și a început să verse lacrimi. Și a început să plângă că numai acolo Domnul Iisus s-a gândit că l-a luat cineva de acolo. Și numai acolo. Numai că uita ce face Domnul, împodobească-L gloria pe Domnul Iisus Hristos. Pentru faptul că ea s-a dus din la miezul nopții, dis de dimineață, pe când era întuneric, s-a dus acolo la mormânt, pentru că iubea pe Domnul Iisus Hristos, pentru că cei care iubesc pe Domnul Iisus și-L pun pe locul întâi în viața lor.
Și Domnul Iisus este acela care îi trece pe aceea, pe lista lui de priorități. Pentru că El a zis, eu cinstesc pe cei ce mă cinstesc, iar cei ce mă nesocotesc vor fi nesocotiți. Aceasta este dreapta judecată a lui Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Și uitați, ce poziție are Domnul Iisus vis-a-vis de această femeie? Lucruri care nouă ni se par ciudate. Da, ni se par ciudate că suntem oameni. Diferența între gândurile noastre și gândurile lui Dumnezeu, distanța e ca de la cer la pământ, spunea profetul. Pentru că nu era un alt mod de comparație să se facă. Și au zis cuvântul Domnului, Marcu capitolul 16, versetul 9. Iisus, după ce a înviat, în dimineața zilei din tâi a săptămânii, subliniez, glorie Lui, îl iubesc pe Domnul Iisus, s-a arătat mai întâi, prima dată cui? Mariei Magdalena, din care scosese 7 draci, împodobească-L gloria. Putem să spunem un aleluia pentru Domnul. 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 Merită Domnul să-i spunem aleluia? Da, merită pe deplin, că El nu gândește ca oamenii. Auzi, dar spune-o, de ce, Doamne, nu te-ai arătat apostolilor care au scos dracii în numele Tău, care ți-au văzut chipul, care au umblat pe mare, care au venit înapoi și au spus și duhurile ne sunt supuse în numele Tău, de ce nu lor? Repet din nou, eu cinstesc pe cei ce mă cinstesc. Aleluia! Aleluia! Trăiască numele Lui! Nu s-a arătat ucenicilor, pentru că Maria s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era întuneric. N-a interesat-o că acolo sunt ostașii care păzeau mormântul, că se descoperă și viața poate fi pusă în primejdie. Auzi, și zice, în seara aceleia zile, tocmai seara târziu, unde erau ucenicii tocmai seara târziu? În casă, închiși. Apostolii erau închiși în casă până seara târziu. N-au ieșit de acolo, s-au închis. Au închis ușile, au închis ferestrele, să nu cumva să-i descopere că erau cei care au umblat cu Domnul Iisus și viața să le fie pusă în primejdie. Nu-i Domnul credincios să se arate Mariei dimineața, Mariei Magdalena, prima dată, zi, mai întâi s-a arătat Mariei Magdalena, glorie Lui! Glorie Lui! Trăiască Domnul! Trăiască Duhul Sfânt! Numele Lui să fie binecuvântat! Uită de la El și nu la oameni. Fă pentru El și nu pentru oameni. Și cel care are ochiul ca para focului, registrează tot și îți va răsplăti și te va binecuvânta și va aduce acea bucurie în sufletul tău prin prezența Lui. Pentru că unde se coboară Domnul, spune Biblia, El dă binecuvântare și viață pentru veșnicie. Numele Lui să fie binecuvântat în veci de veci. Și a venit și s-a arătat ei și a început să plângă. Și s-au arătat îngeri și au zis, de ce plângi, femeie? Plâng că l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-a pus. Auziți pentru ce plângea Marie? Tu și cu mine plângi pentru lucrurile acestea pământesc care ard într-o zi și sunt gunoaie. Tu și cu mine plângi pentru viața aceasta de 60-70 de ani. Ea plângea pentru Domnul Iisus că nu mai era acolo, pentru bucuria inimii ei, pentru Cel care o eliberase. Și Domnul, când a auzit că ea plânge și a văzut-o că plânge, femeie, de ce plângi? Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde este, nu contează cât mă costă. Și apoi Domnul Iisus ne-a mai rezistat și a spus, de ce plângi, Marie? Marie! Și a zis, rabuni, învățătorule, aleluia! Auzi, nu mă ține, Marie! Acum avea ea putere să-L țină pe Domnul Iisus, El care nu L-au ținut legăturile morții. Lacrimile ei, plânsul ei. Aleluia! Trăiască Domnul Iisus Hristos! Auzi, când plângi înaintea Lui și te pui pe genunchi, când Îl cauți cu lacrimi, ca Ana, care nu mai avea cuvinte ce să-i spune, doar mișca buzele și vărsa multe lacrimi. Inimile, spunea cineva, topesc inima lui Dumnezeu și lacrimile topesc inima lui Dumnezeu și pune în mișcare mâna Lui. Am îngâiat-o, nu te teme, nu m-am dus la Tatăl meu și la Dumnezeul meu, la Tatăl vostru și la Dumnezeul vostru. Dar știi ce spune Domnul Iisus ei? Auzi ce cinste îi face Domnul Iisus.
Auziți, fraților, surorilor, prieteni dragi, auziți ce cinste face Domnul Iisus acestei femei. A rămas în istorie prima persoană care a dus vestea despre învierea Domnului Iisus Hristos. Știți cine a fost? Maria Magdalena. Oamenii sunt interesați, ziariștii, mass media. Prima veste, prima greșeală, prima întâmplare, să dea imediat pe post, să iasă în evidență cine a descoperit, cu tare, primul să ducă vestea. Domnul Iisus Hristos i-a făcut harul și onoarea, împodobească-L gloria, să ducă prima persoană, să ducă vestea, cea mai importantă veste care a existat vreodată în universul acesta și în toate veacurile, învierea Domnului Iisus Hristos. Că datorită învierii Lui suntem noi astăzi aici prin credință și avem mântuirea în suflet și nădejdea mântuirii. Și cei care sunt gata să-și deschide inima Domnului Iisus, Domnul Iisus e gata, El stă la ușă și bate și dacă auzi glasul Lui, bătaia aceea gingașă, glasul dulceții Lui, va intra în inima ta și va face liniște și eliberare. Măriți să fie numele Lui Dumnezeu. Du-te, Mario, și spune fraților mei, și foarte scurt vreau să închei, urmăriți cuvântul Lui Dumnezeu. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tinguiau, jale mare. Iertați-mi expresia, e un frate al nostru care folosește această vorbă. Cu ce îl ajută pe Domnul Iisus aceasta? Plângeau și se tinguiau. Păi cum plângeau și se tinguiau? Nu cumva plângeau pentru interesele lor? Pentru că atunci când Domnul Iisus a zis că are să moară, l-a luat Petru deșteptul deoparte și a zis să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmplă unul ca aceasta. Ei credeau că de acum vine Domnul Iisus, se eliberează sub Imperiul Roman și vor ajunge banchei, prim-miniștri, știu eu, guvernatori, președinți, primari și vor avea de câștigat, vor fi ei cineva. Nu așa stau lucrurile și n-au înțeles pe deplin numai după înviere, că Domnul Iisus le-a spus, mai am să vă spun multe alte lucruri, dar acum nu le puteți duce, că erau firești. După înviere, Domnul i-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și când au înțeles Scripturile, și mă rog Domnului să ne deschide mintea să înțelegem că locul întâi al Domnului și cel care respectă locul acesta și îl dă Domnului Iisus și are o poziție de respect vis-a-vis de Domnul Iisus, și Domnul Iisus va avea respect pentru ei și prioritate vis-a-vis de Maria. Ea s-a dus să le spune că plângeau și se tinguiau. Și vă rog să urmăriți cuvântul lui Dumnezeu în încheiere. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzută de ea, tocmai tu, n-au crezut-o. Au zis ucenicii cum cântăresc. Au zis păstorii cum cântăresc, presbiterii, lucrătorii care se uită la fața omului și fac compromisuri pentru lucrările lui Dumnezeu. Tu vii să-mi dai mie lecție, eu am teologie, eu am facultate. Măcar că și frații români ne disprețuiesc pe noi țiganii și se cred mai importanți, măcar că nu sunt și nici noi nu suntem. Pentru că și românii și țiganii și toate neamurile sunt câini, sunt dintre neamuri. Cine are butuc și are valoare sunt iudeii, evrei, poporul lui Dumnezeu, atât! Tu? Păi tu nu știi să vorbești românește și vrei să fii? Tu n-ai școală și așa mai departe. Când te cheamă Dumnezeu și te autorizează, glorie Lui! Tot te aduse cu tremure când își pune Domnul parafa pe tine. Pentru că unii deștepți din casa fiului Sceva au crezut că sunt cineva și s-au dus să prăvădească pe Iisus pe care îl prăvăduia Pavel și să scoată demoni. Și demonii au spus, pe Iisus îl știm și pe Pavel îl cunoaște. Voi cine sunteți? Poți să ai teologii, poți să ai carte, școli, orice, nu contează neamul, rasa, ce de ții. Când ai ungerea Duhului Sfânt, ești nimeni, zero, gunoi, sunt gunoi fără ungerea lui Hristos. Binecuvântat să fie Domnul, care e singurul necredincios. Și noi nu trebuie să furăm din slava Lui. Aș vrea să mă ascund aici dinaintea ochiilor lui Dumnezeu. Dacă ne-ar lua pe Dumnezeu pe fiecare din parte și ne-ar întoarce invers, cu sus în jos, câte gunoi ar cădea din noi, câte fapte murdare, câte lucruri ascuns, câte compromisuri, câte murdării. Tu vii să-mi dai mie lecții? Auzi, nu te știm noi cine ești, a scos din tine 7 draci, eram acolo,
Mario, tu vii să ne dai nouă lecții? Și ce a zis ea? Nu interesează. De credeți bine, de nu credeți este treaba voastră. Eu am spus ce mi-a spus Domnul Iisus să spun. Aleluia. N-a căutat să-i convingă. Când a auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, ea, auziți cum gândesc oamenii. Dar ea nu mai era aceea stăpânită de demoni. Ea era aceea care de acum stăpânul ei era Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Trăiască numele lui Dumnezeu. Pentru ce plângi, Marie? Plâng că l-au luat pe Domnul meu. Toți m-au disprețuit. Toți m-au batjocorit. Toți s-au ridicat împotriva mea. Nimeni nu mi-a venit în ajutor. Nimănui n-a fost milă de mine. Au vrut doar să profite de mine, să-și bată joc de mine. Mă huiduiau. Nu știu. E treaba fiecăruia ce crede. Dar ea i s-a dat numele de Magdalena, pentru că de fapt ea este Maria, sora lui Lazar și a lui Marta. A mers și a locuit o vreme în Magdal și de aceea i-au dat numele de Maria din Magdal. De aceea, că erau prea multe cu numele de Maria. A plecat de acasă până și familia nu se mai uita pe ea nimeni. Paragot Jemeneget Filexu Evel Menaet. Nimeni. Când nimeni nu se mai uită spre tine, indiferent de ce ai făcut, indiferent de viața, indiferent de păcatul, indiferent de fără de legea, indiferent de judecățile tale, indiferent cine te baciocorește, cine te de tine, Iisus Hristos, aleluia Lui! El te primește pentru că El a zis, pe cel ce vine la mine, nu-L voi zgoni afară. Lui îi pasă. Fac o paranteză, nu știu, vreau să închei și nu-mi dă ceva, pace să termin. Sunt aici sufletele care în această seară Domnul vrea să le elibereze viața de poverile păcatului, de fără de legile, de ambițiile, de poftele și să dea acea bucurie a mântuirii care te face să treci prin valea umbrei morți, care te face să treci și în sărăcie și în barciocoră și desprinceri să te ridici caș și mergi înainte că știi că într-o zi vine Domnul să te ducă acasă, acolo în părăția Lui, unde nu mai este nici lacrimi, nici durere, nici foamete, nici suferințele, pentru că toate lucrurile se vor face noi până Tu vei primi un nume nou. Aleluia! Glorie lui Iisus! Glorie lui Iisus! Am spus, sunt dintr-o familie de 13 copii. Unul dintre ei mai rebel. Spuneam că lui Iisus Hristos îi pasă, că ea e mama cerească. Unul dintre noi mai rebel. Eu, frații mei, ne-am săturat că ne-a făcut familia de rușine. O spun, se droga, prostituție, furăciuni, toate prostiile. Ne-am săturat de el. Tata pocăit, mamă pocăită, oameni serioși. Frații mei pocăiți, ne-am săturat de el. Mai lasă-l, mamă, mai lasă-l, tata, îl ajunge că ne-a făcut de râs familia. Noi, frații, surorile mele, frații mei, dar auzi ce zice mama și tata. Nu e și el al nostru? Auzi cum gândește mama. Nu e și el al nostru? Noi suntem gata să judecăm pe frați, să-i condamnăm, mai făcut, ia du-te mănâncă. Iisus Hristos a plătit mama cerească. El a născut acolo pe Golgota. Iisus Hristos e gata să te elibereze de orice povară a păcatului. Nu știu, nu mă interesează. Nu-i treaba mea. E doar treaba ta cu Domnul Iisus în această seară, care stă la ușă. Nu vezi că nu mai ai pace, vibrează inima în tine. Așa ceva, poate n-ai simțit niciodată sau n-ai mai simțit de mult. Aceea e prezența Domnului Hristos. Nu predicatorul. Nu noi aici, noi suntem doar niște instrumente, unii care într-o zi, dacă am făcut bine, Dumnezeu ne va răsplăti, dacă am făcut rău, Dumnezeu ne va judeca și ne va pedepsi. Dar vreau să spun că ceea ce simți tu acolo e dragostea Mântuitorului Iisus, care acolo când era pe cruce cu mâinile întinse, vrei să-L auzi și ce l-a auzit, ce a spus, am citit odată pe cineva și mi-a atins inima. Zice, dacă vrei să vezi cât de mult te-a iubit Iisus Hristos, uită-te cum stă cu mâinile atârnate, cu mâinile întinse pe cruce, spunându-ți, mai bine mor decât să trăiesc fără de tine. Aleluia Lui! A murit pentru tine, a murit pentru mine. Mamă, poate ai aici copilul. Tată, poate ai aici fata, băiatul care plânge de atâta vreme pentru el să-i vină Domnul în ajutor, să-i mântuiască suflet. Frate scump, poate ai soția aici care tot te-ai rugat
să o mântuiască Domnul Iisus. Dă-mi voie să spun că astăzi de seara eliberării și seara durării, seara mângherii. Soră, poate ai bărbatul care vine acasă, te bate, poate băut, poate vine de unde nu ar trebui să vină. Banii care ar trebui să aducă acasă, nu i-a dus acasă. În această seară, poate lacrimile tale au ajuns la Dumnezeu în această seară și Dumnezeu poate să elibereze, să mântuiască. Tânăr drag, viața trece. Uitați-vă aici la frații noștri și la noi. M-am pocăit la 17 ani, nu regret nicio zi. Mulți, poate mai mult, mai devreme decât mine, sunt aici, frații. Când au trecut viața, fraților? Când au trecut ani? Când? Mâine poate trec din viață, mâine poate treci din viață. Ești gata să te întâlnești cu Dumnezeu? Poate ai avut gând de sinucidere, te-ai săturat, nu știi încotro să mai pui. Soluția vieții tale este Iisus Hristos. Am vrea să stăm mai în picioare? Vreți să ne ridicăm în picioare înaintea lui Dumnezeu? Aleluia! Iisus Hristos te iubește. Iisus Hristos ți-a cercetat inima. El e aici în această seară. El e acela care ți-a făcut să simți mânghiere și inima să vribeze. Ți-a făcut să mai simți un strop de mânghiere care nu ți-o mai dă nimeni. Ai mai vărsat o lacrimă de mânghiere din suflet, că la suflet nu atinge nimeni nimic. Sufletul atinge Domnul Iisus Hristos. E seara ta, e seara specială în această seară. Te cheamă Iisus, stă la ușă, El nu dă buzna, El bate. Auzi? Auzi glasul lui cum El bate fiind la ușa inimii tale? El vrea să te facă moștenitor împreună cu El, să împartă cu tine și cu mine cerul. Sunt frați care mor părinții și au trăit amândoi într-un pat și au mâncat din aceea farfurie, din acea strachină, când ajung mare să ceartă că a rămas moștenirea și ajung la tribunale și nu se mai văd trei canii, poate sunt aici astfel de frați. Iisus Hristos a venit să ne ducă în cer, să împartă cerul cu noi. Aleluia! Trăiască numele Lui, putem să spunem trăiască numele Lui. Trăiască Domnul Iisus. E seara ta specială. Nu te uita la Ruben, că Ruben e un nimeni și toți de aici suntem nimeni. Tu ești important pentru Iisus, că uite câți oameni a mobilizat Dumnezeu pentru tine special în această seară. A dus pe fratele Călinus de la Ticuș Toflea sau de unde stă acum, Domnul să-l binecuvinteze, să răsplătească, Brașov, frații de la București, frații din străinătate, aici fratele Pop, fratele Manic și toți ceilalți, bisericile, cei care au pus un scaun pentru voi, cei cu ordinea. Auziți, nu e așa că de moment ați uitat de probleme? Știți de ce? Pentru că Iisus e prezent aici. Și în spatele oricărui necas, suferințe, boli, probleme, este câte un duh. Aici e Iisus Hristos și toate duhurile au căzut în leșine. Și Domnul Iisus spunea, veniți la mine, tot cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Auzi, ne-a dat Domnul Iisus odihnă. Trăiască Domnul Iisus! Trăiască Domnul Iisus! Trăiască numele Lui! E seara ta, indiferent ce ai făcut, indiferent ce au zis oamenii, că nu mai te iartă Dumnezeu. Nu există păcat așa de mare și de greu pe care sângele lui Iisus Hristos să n-aibă puterea să ierte. Cu frații cântăm o cântare. Domnul să-i binecuvinteze. Și în timpul acesta, cei care vor să-L primească pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, cei care sunt gata să facă din Domnul Iisus prioritatea numărul unu a lor, Iisus e gata cu pixul, cu creionul pe care să te treacă pe lista Lui de priorități. Te-ai dus în lux și lat. Ți-ai riscat viața, ai muncit, ai dormit nopți, ți-ai lăsat familia departe să faci ceva și n-ai reușit nimic. Auzi, te-a strâns Domnul din toate părțile, te-a înghesuit să te aduc aici în această seară să-ți spună că El te iubește și El poate să-ți rezolve orice problemă și problema cea mai grea, mântuirea sufletului. Binecuvântat să fie Domnul Iisus Hristos. În timp ce fratele Călinus și frații cântă, te cheamă Iisus. Aleluia. Aleluia Lui. Aleluia Lui. Cei care sunt prezenți, slujitori ai Domnului, pocăiți, te roagă în taină și mijlocesc împreună cu Stăpânul. El e comandantul în fruntea noastră și noi în urma Lui. Ne rugăm să atingă Domnul inima și să-i libereze de sub povara păcatului, să mântuiască suflet din această seară. Nata te doare acolo unde ești. Aleluia! Strigă și tu ca la scăldătoare. Aleluia!
în seara ta. Strigă necetat acum rugăciune, aleluia, căci Iisus este lângă tine. E aici să mântuiască, să vindece, să elibereze. Dacă strigi și rana ta te doare, aleluia, salvă-o! Strigă și tu ca la scătătoare, aleluia. Strigă necetate rugăciune, căci Iisus are milă de tine. Te invii la Iisus să ridici o mână pentru El dacă ești gata. Chiar te vei striga de ani zile, cei care sunt gata să-L primească pe Iisus. Iisus se va îndura într-o zi de tine. Ridic o mână pentru Iisus, te invii aici în față numele Domnului Iisus. Fie rușine, că Iisus te iubește. Aleluia, aleluia. Chiar te vei striga. Hai la Iisus aici în față. Domnul să te binecuvinteze. Te iubește, Iisus. Aleluia, aleluia Lui. Slujitori ai Domnului, frați, pocăiți, surori, știu că mântaide. Că către Domnul necetat. Aleluia, Iisus aici, e seara ta. El pune balsam. N-ai vrut să vii aici. Te-a dus de mâine fără să o vezi. Dragostea Lui care te iubește. Aleluia. Sunt aici suflete care sunt gata. Le dacă rușine, de la o parte rușinea. Din drumul tău. Cel care ești aici și vrei. Strigă și tu. Vino împreună cu mine. Să ne luăm de mână cu Iisus, că El e gata să ne ducă în ceruri. Trece viața aceasta. E trecătoare. Se duc bani, se duc sănătate, se duce sănătatea, se duc avere. Orice-i dragi, murim și noi. Dar într-o zi vom învia și vom fi totdeauna cu Domnul, cu El, în bucuria veșnică. Aleluia, auzi El. Strigă și tu ca Bartimeu. Dacă pentru un suflet am venit până aici, strigă, se merită. Strigă necetate, soră drag, rugăciune. Nu, prietene, soră drag, ai declanșat sărbătoarea în ceruri. Milă de tine. Și ce spune Biblia? Când un păcătos se întoarce la Domnul, e sărbătoare în ceruri. Îngerii se bucură, Hristos se bucură, Tatăl se bucură, Duhul Sfânt se bucură, Heruvim, Serafim, Arhanghel, Îngeri, cei 24 de bătrâni, toată oștirea cerească, sărbătoare în ceruri. Și eu mă bucur, te bucur, cine se bucură să ridici o mână sus? Aleluia! Aleluia lui Iisus! Ascultă cântarea, cântă frate Calinus pentru Iisus! Iisus se va îndura într-o zi de tine. Strigă către Domnul necetat. E aici Domnul Hristos. El pune balsam pe rana ta. Aleluia. Eu sunt împlinit în această seară. Biserica Domnului se bucură. Pocăiții se bucură, slujitorii se bucură. Nu-i în zadar această evangelizare, această întâlnire. Cum este numele dumneavoastră? Codi. Cod. Domnul să vă binecuvinteze. Da. Da. Până când voi muni. Aleluia. Mai e cineva aici? Mai e cineva aici înainte de a începe rugăciunea? Știu că ești aici. Eu nu te oblig și nu te forțez. Nu veni în față că te-a luat sentimentul.
Dacă ți-a atins Iisus Hristos, dragostea Lui, inima, atunci vino că vei rezista în lumea aceasta. Vei rezista, că îți vei lua crucea și îl vei urma până la capăt. Că aici nu-i împărăția Lui, de aici sunt boli, sunt divorțuri, despărțiri în căsătorii și tot felul de norociri. Nu, Domnule, aici împărăția Lui e veșnică și mângâiere. Înainte de a intra în rugăciuni și să invit aici frații slujitori, Domnul să-i binecuvinteze, să ne rugăm pentru sura noastră. Mai este cineva care vrea să încheie un legământ în această seară cu Domnul Iisus Hristos? Dacă mai este cineva, îl invit în față. Rog pe fratele Vasile să vină aici în față, fratele Vasile Plov. Și apoi el știe care mai sunt aici frații slujitori. Să ne rugăm pentru sora noastră și apoi vom face o rugăciune pentru cei care sunt cu cauze, care sunt cu probleme, care sunt cu boli, care sunt cu greutăți. Uite, mai vine o soră încă un suflet și tu vrei să-L primești pe Domnul Iisus. Clara, da. Una la moarte. A mai venit un suflet, a mai venit și un suflet de parte bărbătească. Și mai sunt aici suflete. Aleluia! Cum e numele tău? Dorin. Părinții tăi sunt aici. E sigur. Iisus Hristos din această seară va fi sprijinul mângâierii ta. Auzi? E seara ta. Nu uita ce spun, că spune numele Domnului Iisus. E seara ta când Iisus Hristos e gata să scrie numele în cartea vieții. Nu ați aplica urechea la ce spune șoapta. E seara ta specială. Pentru voi se bucură ceruri, trei suflete, Domnul să binecuvinteze. Mai e cineva? Știu că mai e. Mai e, vino aici în față, Domnul să te binecuvinteze. Auzi, noi cântărim, Dumnezeu să te binecuvinteze. Cum e numele tău? Samuel. Samuel. Părinții tăi sunt aici, ce bucurie pentru ei. Cum o cheamă pe mami? Nicolaita. Ați auzit, părinților, e aici, e aici Samuel. Lacrimile voastre au ajuns în această seară înaintea Mântuitorului, rugăciunile voastre. Și în inima voastră este declanșată bucuria. Nu mă părăsești nici când stă. Aș vrea să închei. Eu nu sunt omul care să fac spectacol, nu mă interesează. Sunt aici și e groaza peste mine a lui Dumnezeu. Mă tem de Domnul, toată slava e a Lui. Dar spune, seara ta, e seara ta, e seara ta. Și nici o clipă singur, știu că mai e. Nu mă las. E seara ta. Tu nu mă părăsești. Știu că te lupți. Nici când stă până. Dar Iisus a biruit, de aceea, frați slujitori, biserică, rugați-vă. Eu vreau să mă închin, să-ți mulțumesc. Lucrători împreună cu Dumnezeu, noi ne vom ruga pentru ei. Dar în timp ce ne rugăm, mai ai timp, mai ai șansă. Aleluia, mai venit un suflet. Nu, e pocăit, Domnul să-l binecuvinteze. Slujitori care mai sunt aici, să vină aici. În timp ce ne rugăm și doresc ca Dumnezeu pe fratele Vasile Plom să-l binecuvinteze, în continuare, noi suntem aici. În timp ce ne rugăm, știu că te lupți, ai posibilitatea și timpul. În timp ce ne rugăm să vii aici în față, să-ți declar credința în public, că de azi vrei să-L iubești pe Domnul Iisus, să nu te ascunzi, să te arăți că ești creștin, copil al lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Doamne, aleluia. Îmi plec inima și toată ființa înaintea ta în această seară. Împreună cu slujitorii tăi, cu biserica ta aici, tu, care ai toată cinstea, gloria și mărăția, tu, Iisuse drag, care prin Duhul
ți le-a atins inima în această seară. I-ai bătut la ușa inimii lor și te-au deschis și ai intrat în inima lor. În această seară îți mulțumesc că le scrii numele în cartea vieții și în această seară Tu ai eliberat, Doamne, de povara păcatului, pentru că cel ce vine la Tine, Tu nu-l izbăiești afară. Te rog să-i păzești, să-i în carul Tău de biruință, să le porți de grijă, să le dai puterea să te slujească, să nu-i lași din mâna Ta, să ții mâna peste ei și când le va fi greu, să le asculți. Aleluia! Îți mulțumim că ai binecuvântat, că le-ai scris numele în cartea vieții și te-ai îndurat de ei împreună cu toți slujitorii Tăi prezenți aici, ne închinăm, ne smerim înaintea Ta și declară biruință numele Tău. Tu ai toată cinstea, toată gloria, toată mărăția. În numele Domnului Iisus binecuvântă toți cei care s-au implicat în această evangelizare. Răsplătește-le numele Lui Iisus. Aleluia! Și acum, Doamne, împreună cu slujitorii Tăi, cei care sunteți aici și n-aș pleca și aveți probleme și aveți boli în familie și nu știți încotro să mai mergeți și ați obosit și vi se închid ușile și nu-ți bani de medicamente și disperarea v-a ajuns și ați vrea să nu mai trăiți. Iisus Hristos are puterea asupra oricărei boli, oricărei demoni. Iisus Hristos e prezent aici și ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, vindecă în această seară, Tu care ești prezent. Cerul ciroză, diabetul, leucemia, rinic, ficat, tensiunea reglează, boală și dureri de picioare, de oase. În numele Domnului Iisus, te rog, fă să se cunoască astăzi aici, pe 16 august, în hala aceasta, cei care au pus-o la dispoziție, răsplătește-le-o, că Tu te-ai coborât aici. Și te-ai atins mâina în taină, ai declarat îndurare și vindecare peste cei bolnavi. Mă rog să aștermi pacea între soț și soție, să aștermi pacea între părinți și copii, să dai biruință, izbăvire. Cei care te chemă astăzi și te pun la încercare, Doamne, care nu știu încotro să mai meargă datorită datoriilor, greutăților, nevoilor, sărăciilor, deschide uși de binecuvântare și de izbăvire în numele Lui Iisus. Și în final, te rog, Doamne, binecuvânt slujitorii, Tu le știi lacrimile, le știi rugăciunile, știi noaptea care au stat treji înaintea Ta, le știi postul, jertfa care s-au rugat pentru această zi, le știi efortul, le știi lipsa de sănătate, le știi omuziala. Rog, mâine, vindecă, dă-le puterea, îmbormătează, dă-le curajul să privească înainte. Rog să binecuvintezi pe cei care, Doamne, și-au cheltuit banul și-au pus timpul la dispoziție. Un scaun care se ocupa cu ordinea, care a pus mașina la dispoziție, casa, familia, sănătatea, tot. Răsplătește-le Tu din locul locuințelor Tale. Binecuvânte pe fratele Călinuț, binecuvânte-i casa, familia, răsplătește-i. Binecuvânte pe sora Rebecca și cu toată echipa de la Brașov, rog să le răsplătești, Doamne, sarcina soției fratelui Beni, o pune în mâna Ta. Fă să se bucure, Doamne, adu-ți aminte de el în bunătatea Ta. Mă rog să ai vedere pe fratele lui, vindecă-l în această zi aici. Să vindeci, Doamne, casa lui, soția lui, frații cu care am venit aici în numele Tău, frații care au venit din străinătate, frații care sunt prezenți aici, toată adunarea, prieteni. Și te rog în marea Ta bunătate, fă ca și viața mea și casa mea să fie scumpă înaintea Ta, Doamne, numele Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumesc, îți lau numele, încredințez toată adunarea în mâna Ta.
pe toți care se vor deplasa spre casă, indiferent de distanța care vor parcurge. Ajută-ne să ajungem cu bine în familiile noastre. Numele Tău punem peste noi. Și aici, împreună cu toată adunarea, slujitori, cântăreți, instrumentești, toată biserica, declarăm cu toți împreună acum: trăiască Domnul! Aleluia! Trăiască Domnul! Aleluia! Trăiască Domnul! Aleluia! Fiți binecuvântați de Domnul Iisus Hristos. Amin. Frate Vasile. Domnul să fie slăvit. Amin. Domnul să fie înălțat. Amin. Mulțumim Domnului pentru rugăciunea pe care fratele a făcut-o. Am primit bilete aici din Balinț. Sora Lili este bolnavă de cancer la plămâni. Situații grave. Suntem înaintea Domnului. Fratele Cosmin din Timișoara este într-o situație critică. Am chemat colegii lucrători aici. Atenție mărită ce voi face. Avem nevoie noi ca lucrători să ne sfințească în primul rând Domnul Iisus. Vă rog toată biserica, sângele Domnului să ne sfințească. Sângele Domnului să ne curățească pe noi. Și apoi cei care aveți cauze și știți că treceți prin situații critice în care socotiți că aveți nevoie de mâna lui Iisus peste voi în seara aceasta, cu atenție mare, dumneata ai venit să te predai. Cum te cheamă? Ruben Samuel Avram. A mai venit un tânăr, câți ani ai? 16 ani, tu câți ai? 21. Dumnezeu lucrează. Toți tinerii din hală să știe că Domnul Iisus iubește tineretul. Fiți foarte atenți care aveți cauze și ați venit în seara aceasta special. Vă invit să veniți aici în spate, voi primi aici, veniți aici. Vă puneți jos pe genunchi, alo, jos pe genunchi. Dacă mai are cineva cauză specială pentru cel bolnav sau este cineva aici bolnav, fiți foarte atenți, ne vom ruga. Frații vor trece printre rânduri, își vor pune mâinile pe cap prin punerea mâinilor și rugăciunea făcută cu credință fierbinte, fiți foarte atenți, va vindeca și va mântui. Iar dacă au făcut păcate, ei vor fi iertate. Avem aici o tânără. Cum te cheamă? Sadia. Cum o cheamă? E mama? Dumnea, sunteți mama ei? Shadia. 11. E bolnavă. Da. Ce are? Astmă. Ne vom ruga pentru această tânără care are astmă. Vă rog, veniți că nu mai am timp. Intru la rugăciune. Cine e bolnav, intră. Duhul Sfânt e prezent. Lucrătorii trec printre rânduri și își pună mâinile prin credință. Ne vom ruga pe genunchi care vine aici. Vă rog, Brașovul, încet. Dați-i drumul la cântare. Toată sala ne rugăm pentru aceste cauze. Care se simte bolnav să vină cu credință că Iisus în seara aceasta îl vine. Vă rog, puneți-vă pe genunchi, pe genunchi. Iisus, care poate, care nu stă în picioare. Treceți printre ei. Uite în urma mea și văd ce mult mi-ai demonstrat. Numele Tău să fie slăvit. Numele Tău să fie înălțat. Vin în această seară aici peste această tânără care are astmă. Iisusule, seara aceasta să fie vindecată în numele lui Iisus. În numele lui Iisus să fie vindecare. În numele lui Iisus să primești vindecare. În numele Domnului Iisus Hristos primiți vindecarea. Iisus vindecă. Iisus să mântuiește. Iisus dă puterea și arde. Domnul să te atingă de cancerul tău. Să fii vindecată. Crezi că Domnul te vindecă? Crezi că pleci vindecată? În numele lui Iisus.
Iisus Hristos. Elim romele copia mirele. Iisus mi-a pregătit un loc în cerul sus. În numele lui Iisus Hristos să primești vindecare. În numele Domnului Iisus Hristos să primești vindecare. Să te duci acasă vindecată și să-i spui lui Iisus mulțumesc. Aleluia, în numele lui Iisus. Frate Nelu, să primești vindecare. Te iubesc, Iisuse. În numele lui Iisus Hristos. Te iubesc, Iisus Hristos este Domnul. Fernadobe, Ravadia, Ligenados, Praotia, Biregandia, Ligen. În numele lui Iisus. Te iubesc, din inima mea vreau să-ți mulțumesc. În numele lui Iisus Hristos să primești iertarea. În numele lui Iisus Hristos să primești iertarea și vindecare. Panaga dobera mie tabiges, probera cadia lige navat, și mena cotia bire. Tot ce am din mâna ta, eu am căpătat. În numele Domnului Iisus Hristos, e nimeni mă ascunde. În numele Tău este acest copilaș. Obegadia, limenadia, baraca. Salvarea prin Iisus e pentru mine. S-a jertfit. Te iubesc, Iisuse, te iubesc. Puteți să vă ridicați să mergeți la locuri. Puteți să vă ridicați să mergeți la locuri. În numele Domnului Iisus Hristos, să mulțumiți lui Iisus pentru ce v-a făcut. Încheiem jertfa de mulțumire. Și în aceste momente vreau cu toată biserica, cu toți cei prezenți, să mă ajutați în rugăciune. Păstorii prezbiterii ridică mâna dreaptă în sus, lucrătorii ridică mâna dreaptă în sus, bărbații din sală ridică mâna dreaptă în sus. Nu nouă, Doamne, ce numelui Tău dăm slavă! Vă rog să se audă până la primărie. Nu nouă, ce numelui Tău dăm slavă!
nu numelui Tău, ci dăm glorie și mărire. Nu numelui nostru, ci numelui Tău, dăm mărire și onoare. Iisus Hristos e Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Paragadove madia mis. Menagadobia viget abie samproget. Canadios ibera loperd. Vin, Doamne Iisuse, în urma tuturor, ca Rut care s-a întors de pe ogor, să strângem snopii de laudă și de mulțumire pe care le-ai dăruit în aceste seri binecuvântate, ca tot ce are suplare, de departe și de aproape, să vinem să spunem, îți mulțumim. Vă rog toată lumea, amin. Îți mulțumim. Îți mulțumim! Dorim din toată inima Mântuitorului iubit, Cel ce mijlocește înaintea Tatălui, aici atâtea inimi care Te-au iubit și Te iubesc, primește din inimile noastre mulțumirile, lauda și slava pe care o meriți, singurul nostru Domn și Mântuitor, să fii binecuvântat, să fii slăvit. Îți mulțumesc pentru părtășia pe care ne-ai dăruit-o prin Duhul Sfânt. Duhule Sfânt, îți mulțumesc că nu ne-ai lăsat de rușine, ci că Evanghelia Ta a fost vestită, s-au mântuit, ai mântuit oameni, ai vindecat bolnavi. Îți mulțumesc pentru lucrătorii care sunt în dreapta și în stânga mea. Binecuvântarea Ta să fie peste vasele acestea de cinste. Binecuvântă familiile și copiii lor și ajută-ne ca împreună să tragem mai departe la carul Evangheliei pentru slava, gloria și mărirea Ta, dar și pentru mântuirea celor nemântuiți. Atenție, finalul! A Ta să fie slava! A Ta să fie cinstea! A Ta să fie gloria! A Ta să fie mărirea! Patera pietent! Și toți care suntem aici, cu copiii, familie, nepoții noștri, să fim pe norul de întâlnire cu Tine în slavă! Amin!